Winter Wonderland, Amsterdam. Nu cred că sunt și tiribombe aici, dar arată drăguț. Nu știu dacă merită banii, dar vom afla cât de curând. Am un feeling deja că nu o să merite. Așa se intră aici. Eu am deja biletul. Trebuie să mă plimb, uite așa, și să dau acolo. Iar aceasta este casa, în cazul în care n-ai bilet. My God, uitați câta coada la ferry, la roată. Și dacă sunt cozile astea peste tot, nu știu dacă o să am răbdare să stau la prea multe. Avem niște brazi superi cu zăpadă. Deși mi-aș fi dorit să văd acest târguleț de Crăciun de sus, tin să cred că nu o să am răbdare să stau la acea coadă. Prima atracție, marshmallows. Aici poți să vii faci roasted marshmallows. Avem și un felinar aici care se cam bâțâie. Treaba asta pare cam de copii, dar sunt și adulți acolo. Nici nu înțeleg ce e aici. Oh my god. How the F this one works? Adică de ce ai băgat bani aici? Pe unde este ursuletul? Cum îl iei? N-ai cum să-l iei. Adulții care sunt acolo cred că sunt doar pentru că vor să aibă grijă de copiilor. Haideți să vedem ce se întâmplă aici. Cu bani se întâmplă aici. Tine să cred că cu bani ești acolo. Pentru treaba asta. Chiar m-am mirat atunci când am citit pe net că, vezi, Doamne, este totul inclus. Aici este și tirul Coca-Cola lui Mușu, unde evident că este coadă. Aici este o sesiune VR. Stai frumos acolo și te uiți la ceva. A, se și mișcă Sania. Cred că lăsați pe Mușu să duci cadouri. Ok, let's try. Cineva a câștigat 2 kg de Toblerone. Bă, ceva care se învârte acolo, arată fun, dar după o noapte de clubări nu știu ce să zic. A fost cât de cât interesant, dar nu a fost cine știe ce. M-am plimbat cu Sania, a fost un mountain rus, am văzut aurora boreală și cam atât. Aici avem mașini unde se pot câștiga jucării. Avem fel de discotecă bucăști. Clasic, toate târgurile de Crăciun au așa ceva. Haideți să vedem ce o fi și înăuntru și ne mai plimbăm pe afară după ce descoperim ceea ce este înăuntru. Hai că până la urmă nu cred că este un bullshit cu 2-3 activități. Oh my god, ăsta e patinoar aici. Stați așa că am văzut pe cineva cu patinele, nu pot să cred că e drăguț. Oh da, pe aici se intră, uitați. Și te plimbi. Da, este drăguț, numai că nu mai e Crăciunul și parcă nu are farmec, nici nu știu de ce am mai venit. Patinoarul care am crezut eu că este un fel de fâșie așa în jurul târgului de Crăciun, de fapt este un patinoar normal, pe acolo doar se intră. Nu e cel mai mare patinoar, dar nici mic nu e. Acolo în mijloc este îngrădit un pom de Crăciun. Da, chiar arată ca un par de distracții pentru Crăciun. Atâta că nu sunt prea multe distracții, sunt doar coșcomete din astea, cum le zic eu, coșcomete, unde poți să câștigi animale de pluș. Plus clasicele și tradiționalele săpănuțe cu mâncare. Aici se zboară cu lebăda. Aici au și cartofi la con. E plin Amsterdamul de așa ceva. Baut! Poți să mănânci și pizza, poți să mănânci aproape orice aici. Din categoria fast food. Uite, e ceva drăguț, o pun arteziană. Deasupra unui bar. Aici cred că urmează și un concert. Am ieșit din acea hală și am luat-o pe această potaica. Acolo sunt scenete. Sunt două camere în această theater rooms cu băncuțe. Dar nu am nici răbdare să stau la coadă și nici nu cred că mi s-ar părea interesant mie cel puțin. O săniuță. Și mai este ceva și în partea aceea. Deci eu am intrat pe acolo, am mers prima dată în dreapta. Acolo se afla patinoarul și coșcomețele cu mâncare din interior. Haideți să vedem ce este și aici. Aici este un traseu. Vai, cât de frumos. Uitați cât de drăguț este decorată această sanie. Da, foarte frumos. Cadouri cu luminițe și cochișori. Hai mă, că e interesant, e interesant. Chiar și-au bătut capul oamenii. Mai avem niște cadouri aici. Cine a fost cu minte? Hei, Renișor! Hei, Santa! Wow, și tavanul este decorat. Hei, pinguin! Vai de capul meu câți brazi sunt aici. Miroase a Crăciun, chit că a trecut Crăciunul. Vă dați seama cât de bine miroase aici a brad, la câți brazi sunt. Wow! Da, merită să fie aici. Dar în perioada cu Crăciunul, acum nu prea mai are farmec.
Vai, ce fuci. Am trăit să văd și pe asta. Hei, Mini, hei, Mickey. Aici avem și niște baloane. Doi cookie. Niște acadele. Un cadou verde. Iar la ieșire este și un fotobut. Există și locare aici în cazul în care nu mai vrei să car geanta cu tine sau... Haideți să vedem ce mai e de făcut afară. By the way, să știți că pe patinoar accesul este permis numai și numai cu mânuși. Avem și în mijlocul acestui patinoar ceva, un cadou. Acest este patinoarul de afară. Aici mai avem ceva interesant. Coada este și ea foarte interesantă. As I thought, aici te dai cu colacul. Aici avem și un tobogan, te urci frumos în vârf și te dai așa. Iar coada la colac este mult mai mare decât credeam. Și tind să cred că aceasta este ultima atracție. Iar aici este cea mai mare coadă dintre toate cozile. Aici cred că aștepți o oră cel puțin ca să reușești să te dai. Nu știu ce să zic despre acest târg de Crăciun, parte de distracție de Crăciun. Are câteva atracții, dar m-aș putea să fie mai multe chestii interesante. Și mai e și problema cu cozile. Adică dacă vii aici și vrei să te dai și cu colacul, vrei să te dai și în ferm și vrei să te dai și în treaba aia, lejerea nu 3 ore l-ai pierdut în colț. Ceea ce pentru mine este mult prea mult. Nu aș putea să stau atâta la colț. În orice parte de distracții merg, oricât de tare mi-aș dori să mă dau ceva, dacă e coada mare, eu nu stau. Nu mă mai dau. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și în acest clip. Vlogmas se încheie aici. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături în acest vlogmas. Vă doresc tuturor un an nou cât mai bun, plin de realizări, împliniri și amintiri frumoase. Haideți să ne plimbăm puțin și prin Eindhoven. Wow! Ce asta timp să cred că e intrare la metrou. Eu nu știu către ce o fi, dar arată foarte bine. Aceasta cred că este intrarea în mall. Da, acesta este un mall, wow! Uitați-vă cum arată! Un McDonald's colorat. Câta mai McDonald's-ul, de fapt. Și cam așa arată centrul din Eindhoven. Foarte asemănător cu Amsterdam, doar că e un pic diferit parcă. Sunt alte culori folosite pentru fațadele clădirilor. Lumea pare să fie mai liniștită și mai relaxată aici. În Amsterdam toată lumea fuge în toate părțile. Piața se numește acest mall. Aceasta pare a fi o stradă cu magazine, care este decorată puțin de Crăciun. Iar acest igloo, by the way, este un magazin. Gata cu primăra bine, Eindhoven, sunt obosită, sunt supărată. S-au întâmplat niște chestii nasoale în Amsterdam. Cam fiecare vacanță trebuia să fie și ceva nasol. Trebuia să se întâmple ceva, nu știu cum naiba mie norocul ăsta. Dar tura asta s-a întâmplat una nasoală, rău de tot. Trecem peste, e mai bine să ne plimbăm mai devreme. Ce prieteni avem decât mai târziu. Am rupt să fac în spate, mă duc acasă. În cazul în care nu vreți să luați bilet de avion către Amsterdam, să știți că puteți să luați fără nicio grijă către Eindhoven. Aici ajunge autobuzul numărul 400, care vine dinspre aeroport. Nu este un autobuz special pentru aeroport, este un autobuz care se întâmplă să treacă pe acolo. Și tot aici este și gara, deci este foarte ușor. Te-ai urcat în autobuzul care vine din 15-15 minute. După vreo 20 de minute de mers cu autobuzul, ajungi în gara. Te duci frumos la un aparat de genul acesta, care nu acceptă cash, by the way. Ți-ai luat biletul. Atenție să nu-l aruncați, pentru că trebuie scanat și când intri și când ieși. Iar cu trenul face aproximativ o oră și 15. Am avut noroc atât când am venit, dar și când am plecat din Amsterdam, să vină foarte repede trenul, adică nu am așteptat mai mult de 10 minute. Și trenurile alea vin destul de des. Oricum, grosso modo, cu marjă de eroare, 2 ore. Aia e. 2 ore și 23 de euro în plus. Sau... 200 de euro în plus dacă vrei să trezezi în Amsterdam sau dacă vrei să decolezi din Amsterdam. Cel puțin în perioada asta cu Crăciunul și Revelionul. Și în cazul în care vă întrebați unde naibii mă mai plimb după autobuz. Am văzut că nu era afișat pe tabele, iar acum am văzut și autobuzul 401, care știu sigur că trece și pe la aeroport. Că eu când am aterizat, am văzut în stație 401 și 400. Tind să cred că 401 face o buclă mai mare. Din moment ce și Google Maps-ul și Maps-ul de la iPhone mi-au sugerat să iau 400. De asemenea, vreau să vă informez că în gările de aici există lacăre,
Eu am lăsat rucsacul în lacăr în Amsterdam. Și de ce era să zic New York, what the fuck? Am dat 8,50 €. Mai găsisem ceva pe internet și pe 3 €, nu știu unde se aflau. N-am avut nici răbdare, nici chef să le caut. Când am văzut că există lacăr acolo, m-am dus direct la ăla din Grand Station. Am și uitat cum îmi zice. Știam că voi pleca de acolo, știam că va trebui să iau trenul din Grand Station. Am preferat să fie acolo rucsacul meu și de asemenea tot acolo am luat și metroul către Winter Wonderland. Și spun că toate gările au așa ceva pentru că efectiv și asta avea. Adică serios acum nu cred că doar în Amsterdam și Eindhoven sunt lacăre. De asemenea trebuie să țineți minte să scanați cardul sau telefonul, depinde cu ce puteți și când ieșiți din autobuz. Se scanează o dată când intri și o dată când ieși și plătești emisie de câte mult merge. La fel ca la metro. Noapte bună. Cred că o să închid acest vlog aici. Doamne ajută să mă trezesc, Doamne, dimineață. XXO Eva din Eindhoven.